În urma a 15 percheziții efectuate în Tulcea au fost depistate 10 persoane bănuite de trafic de droguri de risc și produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Duminică 4 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea, sub coordonarea procurorilor DICOT, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au efectuat 15 percheziții domiciliare în municipiul Tulcea. La persoane bănuite de trafic de droguri de risc și efectuare fără drept de operațiuni, cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În urma acestor activități au fost ridicate 125 de grame de substanțe susceptibile a fi droguri de risc. Au mai fost ridicate în vederea confiscării 16 telefoane mobile, instrumente folosite în activitatea infracțională și 9.100 de lei. De asemenea, în aceeași zi, polițiștii au pus în efectuare 16 mandate de aducere. Din anchetă au rezultat indicii că în perioada 2016-martie-2018, 10 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani din județul Tulcea ar fi săvârșit infracțiunile de efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, precum și deținere și comercializare de droguri de risc fără drept. La data de 5 martie, Tribunalul Tulcea a luat față de cei 10 bărbați măsura arestării preventive pentru 30 de zile.